Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Contraatac din acest an. Începem anul în forță, vorbind, bineînțeles, tot despre Politehnica Iași, unul dintre foarte puținele sporturi care ne-au mai rămas în viață în capitala Moldovei. Sperăm noi să fie un an mult mai bun pentru elevii lui Flaviu Stoican decât a fost anul 2017, care, să nu uităm, că a adus o calificare în premieră, în play-off-ul campionatului, în play-off-ul Ligii I, așa că, de ce nu, poate reușește performanța antrenorul Politehnicii împreună cu elevii săi de a dobora acest record și de a ajunge, de ce nu, măcar pe locul 5 în acest sezon. Noi dorim să urce și mai sus, dar din păcate, din cauza multor frământări, multor dispute, scandalurilor cu care deja sunteți cât se poate de familiarizați cu toții, până acum nu s-a prea putut face performanța despre care vorbea antrenorul Flaviu Stoican la începutul sezonului 2018-2019. Antrenorul dorindu-și pe atunci chiar să câștige campionatul cu Politehnica Iași. Poate totuși nu sezonul acesta, poate nici sezonul următor, dar poate măcar peste două sezoane îi va suri de norocul lui Flaviu Stoican și va reuși să facă această performanță. Noi ne-am dorit din tot sufletul să vină primul trofeu în dealul Copoului. Însă până atunci avem șanse reale la play-off. Suntem la doar 3 lungimi distanță de poziția 6 ocupată în prezent de către cei de la Astra Giurgiu și putem spera cât se poate de fondat la unul dintre locurile de play-off. De ce nu chiar la locul 6, poziție pe care, după cum spuneam, s-a clasat Politehnica și în sezonul anterior. Despre ceea ce a fost, ceea ce este și ceea ce urmează să se întâmple, pentru că mâine la ora 14 în dealul Copoului va avea loc reunirea lotului Politehnicii Iași, iar pe data de 11 ianuarie trupa lui Flaviu Stoican va părăsi România pentru a pleca în Antalya, acolo unde va desfășura un stagiu de pregătire de 2 săptămâni, urmând să se întoarcă pe 24 ianuarie Politehnica Iași înapoi în țară. Vorbim și despre ceea ce este și despre ceea ce urmează, după cum spuneam, împreună cu redactorul Radio Iași, Liviu Suceveanu, care a acceptat invitația noastră, și îi urăm bine ai revenit, Liviu, în platoul Contraatac, și un an nou exact așa cum ți-l dorești. Sărut mâna, Laura, bine v-am găsit, dragi telespectatori. Permiteți-mi, vă rog, să adresez un călduros la mulți ani telespectatorilor postului de televiziune Iași TV Live, microbiștilor care vă urmăresc în fiecare zi de luni și, de ce nu, să mă alătur și eu gândurilor bune pe care le-ați adresat apropo de obiectivul Politehnicii de a reedita performanța din sezonul trecut, când a reușit această clasare în premieră pe una dintre pozițiile care au dus între cele mai bune formații din țară. Haideți să o luăm cu începutul. Cum a fost prima parte a campionatului până la pauza competițională de iarnă și ce se întrevede de aici încolo? A fost cu suișuri și coborâșuri. A fost un început bun în care ne aducem aminte foarte bine formația din Copou a înregistrat 2 rezultate de egalitate, acel punct smuls în Bănie în fața Universității Craiova, apoi acel rezultat de egalitate consemnat în Copou în fața Astrei Giurgiu, fosta campioană a României, și deja am nominalizat 2 dintre formațiile care își doresc la rândul o clasare pe una dintre pozițiile de play-off și care și ocupă acum cu 5 etape înainte de sfârșitul sezonului regulat un loc între primele 6. Au fost și perioade delicate, pentru că, să nu uităm, formația din Copou nu a avut liniște nicicum în această primă parte a sezonului. În primul rând, problemele au pornit de la nivelul conducerii clubului, unde noi veniți în staff au încercat să se impună mai mult cu forță în fața celor care au adus mulți bani din drepturile de televizare în precedenta ediție de campionat și care nu și-au onorat până acum obligațiile pe care și le-au asumat în vară, atunci când au promis că Politehnica Iași va deveni în mod cert o formație care să devină o constantă în cupele europene, pentru că știm foarte bine atât finanțatorul Horia Sabo, cât și directorul sportiv Tibor Selimeși au promis la vremea respectivă faptul că echipa din Copou va deveni una care să lupte în mod obișnuit pentru, nu doar pentru o poziție de play-off, ci pentru o prezență obișnuită în cupele europene. Echipa ușor-ușor s-a îndepărtat un timp de obiectiv, grație rezultatelor bune și a omogenității din lot. Aici includ și omogenitatea, nu doar din teren, ci și cea din vestiar, pentru că se știe foarte bine, de multe ori când echipele sunt de valori sensibile egale, contează foarte mult atmosfera, iar în unele situații
Politehnica a câștigat puncte importante tocmai datorită acestui aspect, iar altă dată a pierdut la fel de ușor puncte din cauza dezagrementelor dintre cei care compun stafful formației Șene și mă refer atât la cel tehnic cât și la cel administrativ. S-a ajuns în situația pe care ați menționat-o, aceea de a se apropia la o singură victorie distanță de Astra Giurgiu. Din păcate însă ieșenii mai au dintre formațiile de play-off de evoluat în cele 5 etape rămase doar cu campionul antitră și liderul la ZCFR Cluj, celelalte meciuri fiind cu formații care se situează în partea a doua clasamentului, unele dintre ele importante precum Gazmetan Mediaș, care are același număr de puncte cu Iașul, dar și formații care, cu siguranță, în sezonul de primăvară, își doresc să facă uitată rușinea din tur, cum este cazul, spre exemplu, a formației bucureștene Dinamo. Unde ar fi putut fi clasată Politehnica Iași în condițiile în care nu ar fi existat toate aceste divergențe, toate aceste furtuni prin dealul Copoului și ar fi fost lăsați atât fotbaliștii cât și staful tehnic să își vadă de treabă în liniște și să fie cumva atmosfera care a fost în sezonul precedent? În primul rând, aș simplifica puțin formula pe care tocmai ați adresat-o. Dacă nu ar fi fost prezenți la club domnii Horia Sabo, Tibor Selmeș și cei încă 3-4 membri ai contingentului cu care au sosit dumnealor la Politehnica Iași, cred că Politehnica Iași, cu un lot cu siguranță care ar fi fost mai bun decât cel actual, s-ar fi bătut pentru o poziție de 4-5. Adică ceva mai mult decât a reușit în precedenta ediție de campionat, când nu s-au reușit lucruri spectaculoase, dar când a fost liniște, au fost bani, chiar dacă uneori au mai existat unele întârzieri, au mai fost mici probleme, dar care nu au încurcat, să spun, activitatea tehnicianului Flaviu Stoican. Acesta a primit mână liberă să-și vadă de treabă, să-și vadă de lot, a pregătit echipa așa cum a crezut de cuvință, a pregătit meciurile la fel de bine, pur și simplu nu s-a strecurat, nu au apărut niciun fel de probleme de acest gen în atmosfera din vestiar. Cred că ar fi putut aspira la mai mult, pentru că dacă stăm bine și ne uităm pe numele jucătorilor care au alcătuit lotul în sezonul trecut și numele celor care au contat cu adevărat în actuala ediție de campionat, constatăm cu destulă ușurință că, cu foarte mici excepții, jucătorii sunt cam aceiași. A venit investitorul, să-l numim încă investitor. Ați pus ghilimele? Le-am pus metaforic așa din două degete și cu încă două. Horia Sabo, în dealul Copoului, încă din luna iulie, printr-o declarație telefonică, îmi povestea Horia Sabo faptul că totul este aranjat, pe zile, pe ore, și știu că declarația asta a avut-o la un moment dat și la un alt post de televiziune local, întrebat fiind despre infuzia sau un cash flow pe care ar fi trebuit să-l facă la echipă, spunea că știe ce urmează să plătească de când vorbea, acum vreo lună și ceva, pentru februarie sau martie anul următor, pe data de 27, să spunem. În momentul în care s-a vehiculat în presa națională faptul că Horia Sabo va face o infuzie de capital de 1 milion de euro, l-am întrebat pe Horia Sabo când intră banii în club. Iar el mi-a răspuns că toate lucrurile sunt cât se poate de clare, că totul este foarte bine pus la punct, că există bugetul foarte bine stabilit pentru tot sezonul. Și acum să mă mai uit o dată pe telefon. E 7 ianuarie, ora 18 și puțin, da? Iar conturile Politehnicii sunt goale și, în afară de banii din drepturile de televizare și cei 162.000 de euro, prima tranșă din împrumutul venit de la domnul Neagu, nu știm încă cine este foarte bine, cine este acest domn Neagu, și încă, să nu-i luăm cezarului, ceea cezarului, încă cele 10 salarii, că practic asta a fost cuantumul, 10.000 de euro împrumutați în club de către Horia Sabo, n-a intrat niciun leuț. Nici nu aveau de unde să intre bani, pentru că se știe foarte bine, domnul Horia Sabo este o persoană complet străină de, nu doar de municipiul Iași, ci de această regiune a Moldovei. Este complet necunoscut oamenilor de fotbal, care n-am înțeles nici acum foarte bine cum l-au putut numi finanțator, că
eu m-am uitat în dicționar foarte bine. Am crezut că am probleme în a înțelege exact ce înseamnă finanțator. Eu m-am gândit că finanțator înseamnă cineva ce finanțează ceva. Da, așa era logic și firesc să fie, nu? Da, dar am senzația că finanțatorul este politenica aia și domnul Horia Sabo este cel care a beneficiat de finanțare, dacă bine, stau bine altele, cum mă gândesc. Domnul Horia Sabo este și angajatul acestui club. Dincolo de asta. Asta este. Sau cred că este doar angajatul acestui club. Este unic în analele fotbalului, nu doar românesc, cred că este unic în analele fotbalului mondial. Ca un finanțator pe care presa centrală l-a numit la un moment dat chiar patron. Patronul și mai clubului. Continuă. O una dintre publicațiile naționale continuă să folosească acest termen. Nu trebuie să le dăm nume pentru că nu merită. Nu, păi, dar nu are nicio importanță cine e. Așa. Nu, acest domn nu are ce să finanțeze pentru că dumnealui însuși este finanțat de Politehnica și orice zi petrecută sub contract cu clubul din Copu reprezintă o realizare importantă pentru dumnealui și pentru echipa cu care s-a deplasat la Iași venind din județul Maramureș. Unde, dacă trecem puțin în revistă parcursul dumnealui din ultimii ani, constatăm că prezența la clubul din Copou i-a adus o serie întreagă de beneficii. Mai puțin într-un alt plan despre care n-aș vrea să vorbesc pentru că nu face obiectul emisiunii. Personal, acolo nu exact. Ne băgăm. Exact. Nu ne băgăm pentru că n-are niciun sens și chiar nu ar fi fair play din partea noastră să comentăm astfel de probleme ale omului. Dar revenind la chestiunile financiare, un om complet străin de fotbal, cred că nu știa foarte bine dacă mingea este rotundă sau ovală ca la rugby. Absolvent de filozofie, complet necunoscut în Iași, ar trebui să ne spună foarte bine în momentul de față cine i-a făcut această propunere de a veni să câștige niște bani. Cine i-a făcut această ofertă, nu propunere, pentru că este o adevărată ofertă. Cine nu și-ar dori să vină să aibă titulatura de finanțator, să treacă pe acolo, pe la club, să-și ridice banii, să se uite pe teren, să nu înțeleagă aproape nimic, dar mă rog, timpul trece, leafa merge, ca să vă exprim noi așa. Noi cu drag ne facem că muncim. Iar alții care chiar au muncit de adevăratele în sezonul trecut, erau cumva trecuți în planul secunde prezențele acestor domni care... A, nu, se încerca inclusiv eliminarea acestor persoane. Stați un pic să înțelegem. Eliminarea președintelui Adrian Ambrosie, eliminarea antrenorului Flaviu Stoican, eliminarea multor personaje care incomodau aici în dealul Copoului, unii prin atitudine, alții doar prin semnături, adică... Bun, atunci ce să spunem mai pe șleau? Domnul Horia Sabo a venit la clubul din Copou practic să conducă ceva despre care nu știe absolut nimic, dar nu, care... Dar omul că trăiește în față. Dar la fotbal nu poți să înveți de pe o zi pe alta și nu face parte chiar dumnealui din categoria celor care să învețe atât de repede cu ce se mănâncă fotbalul ăsta. Fără să se supere finanțatorul, așa zis, dacă finanțatorul. Dacă se supără, o să-i treacă acum, Ana. Asta da. E realitatea. Bun, de fapt, dumnealui a venit să ia locul președintelui Adrian Ambrosie, despre care... pe care l-am criticat în mai multe rânduri, nu odată în platoul emisiunii Contraatac și... Ba eu chiar de mai multe ori decât prevedea mine, norma. Decât mine, exact. Decât mine. Da, nu ăsta este obiectul. Iar Tibor Selimeș a venit să-l înlocuiască pe Flaviu Stoican, cel care din nimic a făcut niște minuni. Pentru că, să nu uităm foarte bine, după plecarea lui Florin Prunea, în urmă cu un an și jumătate, clubul din Copou a pornit pe un drum complet nou. Nici Flaviu Stoican nu mai fusese în această parte a țării, nu lucrase. Nici Adrian Ambrosie nu condusese un club de fotbal, nici măcar de Liga a doua. Mă refer la fotbal masculin. Feminin, da. Este o cu totul altă diferență, pentru că lucrurile sunt complet diferite. Nu, da, eu acum încercam să iau apărarea, pentru că toți susțineau unii că suntem, o parte din noi, din presa ieșeană, suntem jurnaliștii, nu mai vreau să folosesc termenul de ziariști, jurnaliștii lui Adrian Ambrosie și acum încercam să iau apărarea. Asta era toată ideea. Cum să fim jurnaliștii lui când l-am criticat în atâtea rânduri? Da. Na, ce să-i faci? Părerea omului e părerea omului. Da, eu respectăm, dar nu suntem exact, de acord cu ea. Asta este. Da. Spuneam despre Adrian Ambrosie. Deci, da, într-adevăr, nici unul și nici celălalt nu erau familiarizați exact cu ceea ce se întâmplă în Copou și cu toate astea au încercat să facă... Și au și reușit într-o măsură destul de importantă. Au reușit practic o minune, pentru că la un moment dat multă lume vedea Politehnica Iași și în lupta pentru evitarea locurilor care duc direct în Divizia B.
poate nici măcar cu șanse la locul care oferă șansa barajului pentru menținerea în primul eșalon al fotbalului românesc. Iar Flaviu Stoican a avut mare abilitate de a crea o adevărată familie în vestiarul de pe Emil Alexandrescu, pentru că cu jucători pe care i-a cules practic I-a dus de nicăieri. de nicăieri, pe unii dintre ei știa din vedere, cu alții poate vorbise la telefon sau alții au fost adversari pe la echipele pe care a mai lucrat dumnealui. I-a ales și a încercat să îi pună în valoare cât se poate de mult. Dovadă că acești jucători, sau acestor jucători mai bine spus, le-a crescut cota fantastică în numai un an de zile. Și pe bună dreptate, în vara anului trecut, au emis pretenții jucătorii justificate la creșterea salariilor. Sigur, acum Politehnica a portat sezonul de pe poziția de formație clasată pe una dintre pozițiile din play-off. Sigur, cu doar 3 puncte acumulate, sau nu, cu 4 puncte acumulate Care e în problema? play-off. Adică ce Nu, contează? nu asta Aia contează. e, a Nu. terminat pe locul 6? A terminat pe locul 6. Și a decis campioana? Peste, știi, îmi spunea Adrian Ambrosie prezent aici într-o ediție, Am stabilit pe când campioana. îl criticam des, faptul, nu numai că, nu, asta era mult înainte să intrăm în play-off. Îmi spunea că, raportat la partida cu Concordia Chiajna din sezonul precedent, acea primă victorie a lui Flaviu Stoican cu un autogol al unuia dintre jucătorii de la Concordia. Și îmi spunea așa, peste 3-4 ani, nimeni nu va mai ține cont de faptul că a fost o victorie prin autogol, ci în statistici din statistici va reieși doar faptul că Politehnica ea și-a câștigat acea partidă. E, așa vin și eu și spun acum, ce contează că au fost doar 3 puncte? Că peste vreo 3-4 ani, toată lumea își va aminti doar că Politehnica ea și-a terminat pe locul 6 și nu că a acumulat 3, 5, 10 puncte în faza de play-off. Da, sunt lucruri care poate contează mai puțin, lucruri care în mod obișnuit se țin minte ceva mai greu, dar care în definitiv poate fac diferența, pentru că până la urmă ceea ce spuneam și ceva mai devreme, în cazul unor prestații sensibile egale, în cazul unor loturi de valori sensibile egale, contează foarte mult omogenitatea și mă refer atât la cea din teren cât și cea din afara vestiarului. Iar aici trebuie să-i dăm cezarului ce este al cezarului, adică lui Flaviu Stoican, și să îi mulțumim ca și microbiști ieșeni pentru faptul că a reușit să facă o adevărată familie. Iar felul în care se manifestă Flaviu Stoican la întâlnirile din afara activității propriu-zise de la echipă ne trimit clar în direcția că este un adevărat pedagog din toate punctele de vedere, iar faptul că a reușit din aproape nimic să ducă o echipă între cele mai bune formații din țară și să egaleze cea mai bună performanță a fotbalului ieșean reușită în anii 60, este un rezultat care ar trebui să nu poată fi uitat cu prea multă ușurință. Pentru că vorbeam despre noi sosiți în dealul Copoului și despre faptul că, chiar dacă a declarat de nenumărate ori faptul că n-a venit să ia locul lui Flaviu Stoican, Tibor Selimeș și părea că exact de asta a venit. Spuneam că Flaviu Stoican are avantajul faptului că e un foarte bun pedagog, un foarte bun psiholog și că a și creat performanța asta de locul 6. Și este iubit de jucători. Exact. Pe partea cealaltă, și acum iarăși nu e cu nicio supărare, dar asta e pura realitate din statistici, peste tot pe unde a trecut Tibor Selimeș în calitate de antrenor, a cam făcut prăpăd. Și a plecat cu scandal. Nu a avut rezultate. Chiar îmi spunea cineva, un om de sport, nu neapărat un om de fotbal din Iași, imediat după venirea lui Horia Sabo și a lui Tibor Selimeși, faptul că fostul fundaș stânga al echipei naționale nu a avut rezultate pe nicăieri pe unde a fost și pare cusută cu ața albă această prezență a domniei sale în staful de această dată administrativ al clubului din Copou. Iar faptul că ai spus direct faptul că a venit să ia locul lui Flaviu Stoican a fost evident de la început. Prin achizițiile pe care le-a făcut în calitatea domniei sale de director sportiv. Păi aduce acei jucători de culoare, nu neapărat că nu-i cunoaște nimeni, pentru că nici pe Flores nu-l cunoștea aproape nimeni E, din nici pe România. Jos Santos din sezonul trecut nu-l știa nimeni, nici pe Chizito nu-l știa nimeni. Adică sunt cazuri în care, într-adevăr, nu trebuie să te cunoască lumea. Dar aduce niște jucători cu unii dintre ei cu grave probleme de sănătate, cum este cazul lui Mongongo. Jucători despre care nu se mai știe exact pe unde au jucat, dacă au mai jucat, nu se regăsesc pe nicăieri în statistici. Adică niște jucători pur și simplu aduși la număr ca să întărească pe hârtie clubul din Copou, pentru că în mod real
Oltenica Iași a avut în sezonul de toamnă un singur atacant și acela nu chiar de meserie cum este Andrei Cristea. Nu s-a rezolvat principala problemă, adică e ca și cum duci mașina în service pentru că ai o bătaie în partea dreaptă și omul îți schimbă uleiul și îți schimbă filtrul de benzină. În loc să ți rezolvi problema și tu ieși din service și la ieșirea pe poartă ți sare roata, ca să spun așa. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm. Avem și niște declarații foarte interesante a celor doi care au stat în dealul Popoului în toată perioada asta. Nu știu dacă pentru că n-au avut în altă parte unde să se ducă sau pentru că chiar au avut treabă. Cert este că revenim cu declarațiile și comentariile după pauza de publicitate. Rămâneți alături de noi!